ziua, stimați telespectatori, și bun găsit! Astăzi vom vorbi despre uleiul ozonat cu CBD, vom vedea proprietățile benefice ale acestuia, iar mai multe amănunte ne aduc doamna doctor Mihaela Dascălu, medic specialist. Bună ziua, bine ați venit! Bună ziua, bine v-am găsit! Și domnul Daniel Hanganu, manager. Bună ziua și dumneavoastră, bine ați venit! Bună ziua, bine v-am găsit! Pentru început, domnule Hanganu, haideți să vedem de fapt ce ne puteți spune despre uleiul ozonat cu CBD. Ce este mai exact, de cât timp este apărut pe piață, care sunt rezultatele? Bun. Este un brevet de invenție românesc, e un brevet mondial de invenție, prin care pentru prima dată am reușit să fixăm ozonul într-un ulei sub formă de ozonide. Rezultatul a fost acela că, pe de o parte, a crescut aproximativ de 10 ori eficiența uleiurilor, adică ele sunt absorbite de 10 ori mai eficient decât uleiurile neozonate. Și un alt rezultat foarte interesant este faptul că se reușește pătrunderea în profunzime până la aproximativ 2,5 cm în interiorul organismului în momentul în care folosește acest ulei. Sau dacă l-a prins sublingual, se ajunge la o absorpție de aproximativ 97-98% în 3-5 minute de ținut în gură acest ulei ozonat, față de ce înseamnă, să spunem, o absorpție normală de 30-40%. Practic, s-a reușit această absorpție foarte bună și în acest fel a crescut foarte mult eficiența uleiurilor. Din acest motiv, noi spunem că uleiurile ozonate sunt de 10 ori mai active decât orice se află pe piață în acest moment. Haideți să vedem, doamna doctor Dascălu, de fapt, ce afecțiuni putem preveni și putem ameliora cu ajutorul acestor uleiuri ozonate. Are un rol în foarte multe afecțiuni. Pentru prima dată, cannabidiolul a fost folosit în urmă cu câțiva ani în Statele Unite, în cazul unei fetițe cu epilepsie. Aceasta prezenta câteva sute de crize de epilepsie săptămânal și după mai multe luni, aproximativ 6 luni de administrare a acestei substanțe, crizele de epilepsie au încetat complet. Poate fi folosit și extern și intern, înțeleg. Poate fi folosit și intern și extern. Intern se folosește sublingual, se aplică 2 picături, pacientul păstrează acele 2 picături în cavitatea bucală timp de aproximativ 3 minute până la absorpția completă și ulterior ele intră în circulația sistemică și în contact cu celule tumorale, cu virus, cu bacterii sau cu paraziții patogeni, eliberează ozonul care desface membrana proteică a bacteriei patogene, a virusului patogen, a celulei patogene. Membrana lor nu este rezistentă la ozon. Tocmai de aceea ozonul acționează selectiv numai asupra celulelor tumorale, nu și asupra celulelor sănătoase. Deci poate să fie considerat un citostatic natural deosebit de important. Bun, deci în cazul afecțiunilor oncologice, cât timp ar trebui urmată procedura? Ce ar trebui făcut mai exact? În cazul afecțiunilor oncologice, procedura trebuie urmată oricât de mult este nevoie, până la ameliorarea simptomelor și chiar până la alinierea parametrilor sanguini în limite normale, deci câteva luni de zile. Poate fi urmat și în paralel cu chimioterapia sau radioterapia și sunt studii care au dovedit reducerea efectelor secundare cauzate de aceste două metode terapeutice și poate fi folosit și de către pacienții care nu urmează chimio sau radioterapie dacă în paralel au un stil de viață corespunzător și un regim alimentar adecvat. Domnul Eu aș vrea să vin cu o mică completare. Și în același timp vă și rog să ne faceți puțin diferența, să înțeleagă toată lumea, de fapt, între uleiul ozonat cu CBD și uleiul normal sau, practic, uleiul ozonat și cel neozonat. Care este diferența? Aș încerca să fac o deosebire foarte clară între celelalte produse care există în piață. Mai există produse care se autointitulează ulei cu CBD. Acestea sunt uleiuri care conțin un grad mic de CBD și nu sunt ozonate. Prin produsele noastre care conțin CBD pur și prin ozonare, efectele sunt de cel puțin 10 ori mai puternice. Noi spunem de 10 ori pentru că astea s-au dovedit în studii. Deci efectul este de 10 ori mai puternic.
Acest efect mai puternic are două componente. Pe de o parte, nu este nevoie să consumi o cantitate mare. Deci este suficient să folosești, exact cum spunea și colega mea, doamna doctor, două picături sublingual și efectele se văd. Sau dacă este cazul unor dureri reumatice foarte grave, aplici pe zona dureroasă una, două picături, te frecționezi bine și în 2-3 minute dispare durerea. Și un caz foarte interesant legat de ce se întâmplă pe termen lung, pentru că există, în cazul uleiurilor ozonate, două, hai să spunem, niveluri de efecte. Odată este nivelul pe termen scurt, ceea ce se simte imediat în momentul în care aplici. Aici vorbim despre dispariția durerii, vorbim despre o stare mentală de relaxare, de foarte bine. Vorbim de asemenea de un efect pe termen lung. Termenul lung se obține în general după 3-6 luni de utilizare intensivă a acestor produse. Și aici vorbim deja de lucruri foarte spectaculoase. Deci, hai să spunem, partea de ameliorare a unei dureri este importantă pentru pacient. Dar efectul pe termen lung este ceea ce urmărim noi în acest moment. Și aici vorbim, pe de o parte, de regenerare celulară. Deci avem cazuri de afecțiuni reumatice foarte grave în care s-a obținut, după aproximativ 6 luni, regenerarea celulară și și-a recăpătat pacientul mobilitatea încheieturii. Vorbim de asemenea, în cazurile foarte grave de cancer, vorbim de uciderea celei mai mari parți a celor canceroase din organism, chiar dispariția totală a celulelor tumorale. Depinde de la caz la caz. Absolut. Aici lucrurile... De vârsta pacientului, de evoluția bolii, de aici foarte lucrurile, să știți că sunt, există o lege nescrisă. Întotdeauna timpul de vindecare este proporțional cu vechimea bolii. Deci dacă cineva vine și are o boală de 20-30 de ani, este foarte puțin probabil să obții rezultate la fel de bune ca atunci când iei din timp și acționezi preventiv pe boala aici respectivă. Aici aș putea să completez și eu cu ceva. Depinde foarte mult și de stadiul în care se prezintă pacientul. Spre exemplu, am avut un caz, un cancer mamar, la o pacientă care s-a prezentat în stadiul 2. Tumoarea era localizată, mai avea ganglioni axilari, dar dimensiunea tumorii era destul de mare și prezenta durere. Am administrat uleiul ozonat cu cannabidiol de 10% și terapia personalizată în cadrul clinicii noastre. Și după aproximativ 5-6 luni, dimensiunea tumorii s-a redus cu 75%. Dar vorbim de o pacientă care avea și un stil de viață destul de ordonat și a respectat destul de riguros și indicațiile alimentare. Iarăși aș vrea să mai menționez că ea nu a urmat ședințe de chimioterapie sau de radioterapie și în ciuda acestui fapt... Ceea ce înseamnă că noi nu recomandăm acest lucru. Adică un pacient care are un tratament prescris de către medicul specialist, da, trebuie să-l urmeze și aici vin cu întrebarea dacă poate în paralel să apeleze și la uleiul ozonat sau, mă rog, la remedii naturale. Și mai mult atât, decât atât, doamna doctor Dascălu, dacă acest ulei ozonat are contraindicații. Contraindicațiile sunt foarte puține. Să zic că ar putea să dea efecte secundare în 0,01% din cazuri, gen grețuri, vărsături, deci mai mult intoleranțe digestive sau scăderea tensiunii arteriale dacă ia în paralel o medicație antihipertensivă. Dar altfel nu există foarte multe contraindicații. Înțeleg că uleiul ozonat, doamna doctor, se adresează aproape tuturor afecțiunilor, da? El poate fi folosit extern, deci te poți unge în zona respectivă, să zicem că ai o afecțiune a ficatului, te poți unge în zona respectivă, cât și intern, bineînțeles, așa exact, cum spuneați dumneavoastră mai devreme. În afecțiuni reumatice, da? Să le enumerăm puțin, vă rog, doamna afecțiuni doctor. Reumatice, când poate fi folosit atât local cât și intern. Și aici iarăși pot să vin în completare cu un caz. Am experiență cu utilizarea uleiurilor ozonate în cazul de poliartrită reumatoidă, o afecțiune autoimună care e considerată nevindecabilă în medicina clasică și totuși dacă folosești substanțe naturale poți să ajuți foarte mult. E cazul unei paciente care avea mâna complet înțepenită, practic nu mai putea să strângă pumnul. Asta o încurca foarte mult la activitățile de grădinărit pe care le desfășura și după 6 luni de administrare a uleiului ozonat cu CBD, atât intern cât și local, prin masaj al mâinii de 3-4 ori pe zi, am reușit să deblocăm articulațiile interfalangiene și articulația metacarpofalangiană, astfel încât ea a reușit să-și mobilizeze mâna.
pe lângă afecțiuni reumatice, poate fi folosit în tratarea diabetului zaharat. Și explic de ce, pentru că are ținerea sub control a glicemiei, pentru că are un rol deosebit de important sistemul endocannabinoid în reglarea homeostazei organismului, adică în menținerea parametrilor interni în limite normale: glicemie, colesterol, trigliceride, temperatură, oxigenare. Fără acest sistem endocannabinoid, practic nu am putea să funcționăm la parametri optimi. Poate fi folosit și în reglarea tensiunii arteriale, pentru că s-a demonstrat cannabidiolul e o substanță care are această capacitate de a scădea tensiunea arterială. Însă în cei care... În această situație cum trebuie folosit? În această situație trebuie folosit... Adică doar intern, la asta mă refer. Intern, în primul rând, dar și extern, dacă pacientul are anumite dureri pe anumite zone, se poate unge acolo. Noi mai recomandăm să se ungă în zona tâmplelor, încheietura mâinii, deci în general în zonele cu puls, pentru că acolo se absorbe foarte bine și intră direct în circulația sistemică. Mai poate fi folosit cu rezultate foarte bune și în afecțiuni neurodegenerative. S-a dovedit că stopează evoluția bolii Alzheimer și chiar au fost cazuri în care s-au obținut ameliorări considerabile. Practic, el aici acționează prin stimularea de noi sinapse între neuroni și prin creșterea factorului neurotrofic derivat din creier, care are rolul de a stimula regenerarea neuronilor. Mult timp s-a crezut că celula nervoasă nu se mai reface, a fost o ipoteză falsă. De fapt, ea se poate reface în anumite condiții dacă este stimulată. Poate să fie folosit în boala Parkinson, în scleroza laterală amiotrofică, în scleroza multiplă. Spre exemplu, în scleroza multiplă poate ajuta la remiterea contracturii musculare. Pacienții, în general, prezintă dureri, prezintă contracturi musculare care îi împiedică să aibă o mobilitate bună și, în cazul acesta, uleiul administrat atât intern cât și local le crește foarte mult gradul de mobilitate. Poate fi utilizat chiar și în hepatitele virale, cu virus B, cu virus C, chiar și în HIV-SIDA poate fi utilizat. Sunt studii care atestă că este util, are un rol antiviral deosebit, cu atât mai mult cu cât cannabidiolul este combinat cu ozon. Și explicația ar fi următoarea. Celulele bolnave, în general, se dezvoltă în mediul de anoxie tisulară. Dacă în țesutul respectiv vii cu oxigen și înlătură această anoxie, atunci ele mor automat. Iar atât ozonul cât și cannabidiolul contribuie la refacerea țesutului respectiv. Toate organele din corpul nostru au capacitatea de a produce celule stem. Dar aceste celule trebuie să stimulate moment dat, da, ca să le orientăm către formarea de țesuturi și organe. Aici eu aș veni un pic să completez, pentru că acest sistem endocannabinoid, de care tot pomenim noi, să știți că nici pe plan mondial nu este cercetat de foarte mult timp. De ce? L-a început să fie cercetat undeva aproximativ cu 10 ani în urmă. Și rezultatele la care s-a ajuns de atunci până acum au uimit pe toată lumea, pentru că acest sistem nu se știa de existența lui. Toată lumea se întreba cum funcționează sistemul imunitar. Și atunci au ajuns la acest sistem endocannabinoid. El funcționează, de fapt, ca un fel de are radar. Are capacitatea de a stimula sau de a ridica sistemul imunitar? Are un mod de a lucra foarte interesant. Deci el funcționează ca un radar. El detectează celulele bolnave. Și atunci, pe de o parte, îi semnalizează sistemul imunitar că trebuie să acționeze acolo. Pe de altă parte, merge și, dacă vreți, reglează sistemul imunitar. Doamna doctor Dascălu, în sănătate înțeleg că acest ulei ozonat este absolut miraculos, aș putea spune. Ce ne spuneți de dermatocosmetică? Sunt foarte multe femei care vor să arate bine. Pot folosi acest ulei? Pot folosi cu succes acest ulei și pielea are nevoie de regenerare. Pentru cosmetică, compania Hemed Pharma are un produs foarte bun, se cheamă Ozon Rit, pe bază de uleiuri de cânepă, ulei de măsline și ulei de nucă de cocos ozonate și ele pot fi aplicate la nivelul feței cu rezultate deosebite în reducerea ridurilor, dar și în reducerea
țărcănelor, chiar am constatat o eficiență destul de redusă pe țărcăne în cazul cremelor de față, chiar și în cazul cremelor foarte bune. Însă aceste uleiuri ozonate sunt mult mai eficiente datorită faptului că în momentul în care le aplicăm, oxigenul pătrunde în straturile profunde ale pielii, acolo înlătură celulele bolnave prin eliberarea oxigenului și acizii grași omega-3 împreună cu oxigenul contribuie la refacerea țesuturilor de sub piele și redă elasticitatea pielii. De asemenea, poate să crească și vascularizația la nivelul pielii, pentru că știm bine, deci poate fi folosit practic ca o cremă cosmetică, ca nu? O cremă cosmetică. De seară, să spunem. De seară, da. Sau de zi. Sau de zi. Da. Aici eu aș mai completa un pic, pentru că noi, într-adevăr, pe lângă aceste produse ozonate, să spunem, cu CBD, pe care le avem, suntem singurii din lume care le facem în acest moment, am încercat să folosim capacitatea ozonării uleiurilor și pe alte afecțiuni. Și am să vă dau un exemplu foarte interesant legat de psoriazis. Noi avem un produs, se numește Ozon Psori, cu rezultate extraordinare. Deci chiar am primit de curând rezultatele unui studiu efectuat în Israel și vreau să vă spun că după o perioadă de aproximativ o lună și jumătate, psoriazisul este o boală care se întinde pe suprafețe mari, afectează suprafețe mari de piele, am avut vindecare completă. Deci oamenii de acolo, și credeți-mă că sunt specialiști de primă mână, deci oameni care sunt unii dintre ei somități mondiale în domeniu, ne-au spus, domnilor, așa ceva nu am văzut. Deci Ozon Psori este un produs pe care l-am gândit special pentru psoriazis. Deci pe lângă aceste produse, să spunem, cu o eficacitate generală, da, care se adresează, să spunem, unui spectru foarte larg de boli, am gândit și anumite produse care vin pe anumite, hai să spunem, afecțiuni. Sau să vă dau un exemplu care se adresează nu în afecțiuni, se adresează stresului. Deci stresul este în acest moment a început să fie considerat în lumea medicală din Occident boală. Deși în România el nu este considerat boală, dar el stă la originea foarte multor boli. Există un produs care se numește antistres. Și vreau să vă spun că rezultatele pe care le-am obținut, chiar și în România am făcut un studiu pe o companie ulei foarte ozonat. Mare. Este ulei ozonat, antistres. E adevărat, conține și CBD, 10% CBD pur, adică este un produs extrem de performant și din cauza asta un pic mai scump față de ceea ce se întâmplă în mod normal pe piața din România, dar efectele sunt extraordinare. Deci s-a raportat 100% rezolvarea cazurilor de insomnie. S-au rezolvat problemele legate de nervozitate la locul de muncă, relațiile cu colegii și cu familia, deci persoanele, și chiar și în traficul din București. Deci șoferii care vedeți că nu mai claxonează în traficul din București, să știți că sunt cei care consumă antistres. Bun, doamna doctor Mihaela Dascălu, spuneți-ne, în cazul pacienților, mă rog, luăm un exemplu, au o anumită afecțiune. Sunt convinsă și știu acest lucru, că practic tratamentul îl primesc personalizat, adică pe lângă uleiul ozonat mai primesc și alte recomandări, precum, să spunem, o alimentație sănătoasă, modul de viață sau poate și alte uleiuri ozonate venite în completare. Adevărat? Așa este. Aici aș dori să completez legat de produsul de metozon antistres și de produsele ozonate cu CBD în general. Ele sunt foarte utile și în prevenția accidentelor vasculare cerebrale și a infarctului de miocard, datorită ozonului și datorită cannabidiolului. Stresul, în primul rând, să punem accent pe a preveni, ar fi ideal, exact, nu? Decât datorită stresului, infarctul de miocard este o boală care atacă inclusiv pacienți foarte tineri. 33 de ani, 35 de ani înainte, apărea după vârsta de 60 de ani. Acum apare datorită stresului la vârste din ce în ce mai tinere și aș vrea să explic medical cum este posibil ca acest produs să prevină un accident vascular cerebral. Deci când o persoană este supusă unui stres foarte puternic, organismul generează radicali liberi. Acești radicali liberi atacă vasele de sânge și produc o leziune la locul respectiv.
Sistemul imunitar trimite celule care să acopere regiunea respectivă pentru a nu se produce o hemoragie sau ceva mai grav. Și în locul respectiv, dacă această aglomerare celulară continuă, se poate forma un tromb, se pot forma plăcile de aterom. Aici intervine sistemul endocannabinoid, care dictează sistemului imunitar cât de multe celule să trimită acolo. Reacționează, îl face să reacționeze în așa fel încât să trimită strict numărul necesar de celule pentru acoperirea reziunii vasculare, dar nu celule suplimentar care pot să formeze o placă de aterom. Mai mult decât atât, previne infarctul și accidentul vascular cerebral și prin creșterea permeabilității capilare. Oxigenul ajunge de la inimă în țesuturi prin hematii, dar de multe ori diametrul hematiei este mai mare decât lumenul capilar. Și aici intervine ozonul, care face hematia mai flexibilă, în așa fel încât ea să pătrundă prin lumenul capilar și să ducă oxigenul direct la țesut. Bun. Eu o să încerc, pentru că doamna doctor n-a vrut să vorbească despre clinica Science Med, unde dânsa lucrează. Clinicile de medicină integrată Science Med tocmai asta fac. Gândesc pacientul ca pe un întreg, deci îl privesc nu ca pe un pacient între alte sute de pacienți, îl privesc în mod individual, îl privesc în sens holistic. Și atunci clinicile Science Med au demonstrat că boala, există trei stadii ale bolii. Este stadiul energetic, stadiul celular și stadiul organic. Noi suntem obișnuiți să simțim boala deja când ajunge în stadiul 3, care este stadiul organic. Stadiile energetic și celular, aici, într-adevăr, clinicile Science Med, să spunem că sunt campioane în România cu certitudine, dar și pe plan mondial, medicina integrată Science Med este lider pe ceea ce înseamnă această, să spunem, abordare integrată a pacientului și, într-adevăr, se poate gândi un tratament personalizat pentru fiecare pacient și, mai mult decât atât, se verifică eficiența tratamentului. Deci, clinicile Science Med, noi colaborăm foarte bine cu dânsi și de ce? Ei pot să facă testarea cu pacientul acolo, să vadă dacă tratamentul gândit pentru pacient chiar este eficient pentru pacient. Și atunci, în momentul în care pacientul pleacă de acolo, are 100% convingerea că tratamentul este bun pentru el. Asta este ceea ce se numește personalizare. Și atunci, noi deja colaborăm foarte bine cu clinicile Science Med, ei folosesc aceste uleiuri rezonate uneori chiar înainte că ele să apară pe piață. Deci, spre exemplu, am colaborat cu clinicile Science Med pentru a verifica eficiența tratamentelor de care vă spuneam cu uleiile rezonate cu procent mai mare, de 15-20%, și cu această ciupercă Agaricus, și rezultatele au fost extraordinare. Și tocmai această personalizare pentru fiecare pacient a dus la rezultate foarte, foarte bune. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiune. Vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, pentru atenție și vă doresc multă, multă sănătate.